Cele mai ieftine jocuri și skin-uri le găsești pe gdea.com, link-uri și codul de cashback sunt în descriere. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Bine, n-am mai postat de ceva timp Clash Royale și știu că vă place. Mă rog că eu praf, asta e partea a doua, dar o să jucăm Clash Royale cu mult din nou succes. Avem niște gold, avem la goblin și la skeleton, chestii de care chiar absolut nu aveam nevoie, dar sunt bine primite. Mai mult gold avem la minion de fiecare care îi folosim, bun. Acesta este deck-ul nostru pe care îl vom astăzi. Nu știu, eu zic eu că dacă aveți ceva, știu că e un pic cam scump, dar mă rog, dacă aveți ceva de-astea, recomandări, să-mi spuneți în comentarii. Astea sunt toate cărțile mele pe care le am. E scump, dar eu zic că e destul de bun, nu știu cum o să fac, adică ăsta cred că e cel mai ieftin lucru de aici. Da, asta e destul de nasol, dar hai să vedem ce o să se întâmple. Stai că mi-avem un complice, să ne scriem și pe ăsta. Nimic interesant, bun, dăm battle. Bun, să vedem cu cine picăm, dacă putem să câștigăm sau nu. Și am pus de picăm de trofee. Bun. Hai să începem noi treaba. Uite, o să pun un gigant aici. Aici mi-a pus un mic acolo, foarte frumos, nicio problemă. Mi-a pus un mic pe care o să-l distrugă de la dar nicio problemă. Pentru că nu se pune un fireball și vedem pe toți, tot! I-am dat de mult, dar foarte mult dintre ei. Aici să luăm mic-ul. Pac și eu să avem și da, acum avem doar un mic de care o să ne chipăm imediat. Și mi-a dat un fireball-ul la care m-am făcut praf. Și asta e nasol că nu mai am lucru pe ieftine. Am pus un baby dragon, avem niște minune. Hai să vedem ce facem în continuare. Așa. O să vreau să pun un prinț, ok, am pus archers, văd că are cine știe ce cărți. Punem prințul. Bun, cu prințul ăsta ar trebui să luăm destul de mult. Ar trebui să luăm turnul. Deci turnul luăm sigur. Ce? Aaa, bă ce șmecher e Wichu, ați văzut? I-a luat foarte mult din viață, doar că s-a bătut cu scheleții și nu l-a omorât, știi? Am pus Wichu, perfect. Avem mai puțină viață la turn ca el, dar nu e nicio problemă că ne punem un ăsta pe care l-am pus strâmb în puii mei! Băi, destul de OP ăsta, am Valkyra asta sau cum naiba să zice că ne-a zis voi, dar am uitat. Are din ăsta cu din alea, așa gen. Mi-a luat turnul. Am făcut asta, am pus baby dragon-ul. Trebuie să le luăm și noi cu turnul ăla pentru că... Aoleu! Vai, ce mi-a făcut, nu, o să-mi trebuiască un deck mai ieftin, nu se poate, e prea scump deck-ul ăsta. Și nu am nimic de apărare, vedeți? Nu am absolut nimic de apărare. Nu știu ce se pișe un jubă pe prinț, să mor eu la mine. Se pișe rău de tot. Ia, mi-a pus de la marș. Mi-a omorât ăla. Bă, cred că match-ul ăsta-l pierde. Mai mult ca sigur. Mamă, ce... De unde a apărut? A fost chele. Și mă nervează tipul ăsta. Nu știu ce să-i fac, frate, deci nu am ce să-i fac. Pune prea multe cărți. Ia, mă, cum a făcut? Nu știu ce să pierde. Mă, trebuie să-i dea pe al. Da. Deci asta e nicio problemă. Well played, să-i dăm thanks. Chiar dacă am jucat ca dracu, da, mă rog. Hai să ne facem un pic de cum mai ieftin. Să vedem de ce nu avem nevoie. Eu n-am nevoie de asta, asta mă enervează. Uite, în loc de asta o să vreau să pun, uite, ăștia. Bun. În loc de săgeți care sunt cam useless, o să vreau să pun cred că o să pun scheleții pentru că sunt ieftini. Nu? Trebuie să le dăm și un upgrade. Chiar dacă dau puțin damage, dar nu știu, poate îi încurcă, poate fac ei ceva șmecherie pe acolo. Să punem archer în locul la ce? Să punem archer în loc la goblin hat ăsta. Asta o să facem așa și dăm upgrade. Da, bun.
Hai să vedem dacă avem vreo ofertă, sunt tare curios. Ofertă mișto, balun, dar n-avem the gold, că mi-am luat baby dragon-ul. Bun, hai să intrăm în al doilea match pe ziua de astăzi, să vedem ce facem. Ok, acum avem trupe ceva mai ieftine, ceea ce e super, super bine. Deci, o să vreau să avem 10 elixiri ca să punem toate trupele astea. Deci o să punem prinț cu Archer și cu Spirit. El mi-a pus gigant și mini PK care mi-a cam arde așa un pic. Are și Skeleton Army să mor, mamă, ce-l face tipul ăsta. Deci Skeleton Army e super, super, super OP. Și are și Spirit Goblins. Deci le-am dat drumul din greșeală. Mă rog, hai să vedem că poate luăm primul ăsta. Mi-a pus minioni. Da, urâtă, urâtă mișcarea din partea lui. Dar oricum, minioni și eu am repede. Văd că s-a enervat băiatul nostru. Punem un gigant. Și nu știu ce l-așteaptă. L-așteaptă un prinț, fapt. Te așteaptă prințul. Mi-a pus mini pe acolo și nu știu de ce care e. Băi, mi-a pus de ăla. Ok, l-am luat prin tur. Vai, are minus. Vai, instanța duce și prost. O să mai punem mici aici. În scheleți pe ăștia. Am câștigat, bun, perfect. Bun, deci prințul cu gigantul sunt super, super răpuri. Deci am câștigat un meci, am pierdut un. Ne-a dat un golden chest. Perfect, hai să punem aici la un loc. Și dacă mai câștigăm, dacă mai luăm un singur turn, o să avem un crown chest, ceea ce o să fie foarte tare. Bun. 759 de trofee, vreau să ajungem și noi mai repede în arena 3. De ce a făcut asta? Nu înțeleg ce ai... Bă, bus! Unde te crezi? Nu știu unde se crede el cu prințul ăla, dar... Prea e și schema așa. Bun, nu mai punem Spirit Goblin, de asta atacă cealaltă parte, dar... Na. Dacă el așa a vrut, așa a vrut. Bă, dar nimeni nu se ocupă de ăla. Pe bune. Hai, faceți și voi ceva. Ulu. Bă, dar toți au Skeleton Army în afară de mine, vă jur. Mă rog, avea Skeleton Army. Bun. Tot eu am mai multă viață la turn. Dacă pun... Nu știu. Dacă pun un prințul... Uite, fii atent, pun prinț și cu dăștea pentru că... Uite, și cu dăștea, așa. Mi-a pus barrel, dar nu l-a ajutat cu nimic. Am luat primul turn, frumos. Acum o să pot să campez aici. Pun dăștea aici, câștigă meciul. Mi-a mai pus să pun prinț, nicio problemă. El mai are 1000 la turnul mare, 800 chiar, nicio problemă. Îl luăm lejer pe tipul ăsta. Nu prea mai are ce să ne facă. Trebuie să mai treacă de două turn. Uite, ne punem un baby dragon cu el. Bă, dar de ce fuge? A pus-o cu baby dragon. O, mă luăm. Stai așa că mă luăm. Ba, nu mă luăm. Perfect, e bine. E bine. Op. Ia pe toți, ia pe toți. Așa. În scheleții ăștia. Să-l atragă pe ăla. Bun. Mai are 200, deci am nevoie, 600, deci mai am nevoie de prinț. Prinț, goblin, scoarță, ram, fila. Dacă așa vreți cum se câștigă un meci de Clash Royale foarte ușor. E, încă una, ei, am câștigat, și am câștigat două meciuri și am pierdut unul. Să nu știu câteva meciuri să vedem ce facem. Bă, eu zic că am început să joc destul de bine. Bine, așa. Cum îi zice, o să intrăm și într-un clan, o să vedem în ce clan intrăm. Avem un crown chest. Asta e, da. Carte nouă, Bomb Tower. Dar e carte rară, bă, vreau epic. Ia să vedem ce e asta. Dar costă 5. Știu ce e asta. Să-l folosim. Bă, haideți să-l folosim în loc la... În locul la... În loc la Baby Dragon, pentru că avem destule trupe de atac, să luăm și o trupă de apărare. Perfect, am dat numai de asta de atac, așa. Bun, deci punem prințul din prima și cu Spirit Goblins ca să facem mult damage. Și cu niște schelete în frate, să fie intru cu toate elixirul.
Mi-a pus și goblin, dar și eu am Ok. Le-am luat mare parte din asta. Hai să vedem care-i duma cu bomb tower-ul ăsta. De fapt, da, hai să vedem. Bă, dar l-am pus cam... N-am făcut absolut nimic, minunat. Aoleu, stai că mă șobătai, nu mai e. Bă, dar câte trupe are ăsta? Haideți, mă, scheletonii mei. Degeaba pui săgeți, fratii mei, că mai ai puțină viață, de archers. Am pus archerii așa cum așteptăm să se facă. Hai măcar, nu știu, lasă la puțin. 243. Un hit de prinț ar trebui să fie. Dar mai stăm un pic. Cine se uită lor? Mă rog, punem acum prințul. Vreau doar să luăm turnul ăla. Asta vreau, deci un hit trebuie să-i da. Așa, am luat primul. Perfect, acum o să se întoarcă. O să pun un mic pe el care să se ocupe de gigant. Prințul și-a bătaie, dar nu e nicio problemă că n-avem nevoie de el momentan. Pentru că le-am luat primul tur. Acum ne cu competiții de apărare. Facem așa niște trupe de-astea. E bine să ai trupe ieftine, cred. Chiar sunt foarte OP. Uite câte, uite cu câte trupe mă duc. Nu știa de mâna. Hai să vedem. Bun, oricum, o să treacă, o să fie la 2000. Și nici măcar nu e la turn, mai are 600, mai are 600 la turn, ceea ce e foarte, foarte. N-am văzut nimeni să nu bată piciorul. Băiatul nostru pune, mă, băiatul nostru pune. Dar pun și eu, frate, nicio problemă. Nu-mi place, aoleu, a ratat fireball-ul la tot, aoleu. Bun, hai să tragem de pe oricum pierdem turnul ăsta. Vai, mi-a pus prins în bani. Vai, cum se duce viața! Deci am câștigat 2 și am pierdut 2, nu? 763 de trofee. Vreau să am 800 ca să intru arena 3, dar totuși nu prea joc de arena 3 pentru că cam pierd meciuri așa. Bun, fraților, aici o să încheiem și noi episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel ton de like și cam asta a fost episodul. Eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!